контракт ну, есть трекут ФР аккорду Министерства культуры. Ничего банк, ну, путем с трансфером по конту человека, который экзекута анумите лукрари сау чего, ФР аккорду Министерства культуры. Айчи ам тоати датели, пе че сау факут, ну, сау келтуит бани пе репарации, кому а фост жестионат ей. În ceea ce ține de ce s-a reparat blocul 2, în solicitarea de buget, atunci când în anul 2006, noi am solicitat să fie alocați bani pentru reparația acestui imobil. Asta o putem demonstra prin acele documente care astăzi se află în contabilitate. De ce Parlamentul a luat decizia care a luat-o? Eu nu sunt membru al Parlamentului, eu nici nu am fost ministrul culturii, care nu știu ce a prezentat Ministerul Culturii la Parlament. Deci noi am executat legea bugetului așa cum a fost ea aprobată de Parlament. Eu pentru mine am o anumită explicație, fiindcă reparația acestui bloc ar costa mult mai mult de acele 6 milioane care s-au investit în reparația cosmetică, de fapt, a imobilului de pe strada Matievici 87, 3 milioane într-un an și 3 milioane în alt an. Cu 6 milioane aici, nu cred că s-ar face mare lucru. Bănuiesc că anume acestea au fost raționamentele, decizii luate de Parlament, că s-au alocat bani pentru acel imobil și nu pentru asta. Pe în octombrie, sumă 2.800.000. Și, ca apropo, dacă m-ați întrebat de sumă, doar câteva zile în urmă a venit o informație de la executorul jucătoresc din 2007, de fiind executorii decizia, cu sisteme de justiție prin care trebuie să achităm de la executor judecătoresc. Noi nu, în instituții nici nu a intrat pe cale oficială această decizie. Da. O avem doar în copie. Cu sancțiunea blocării controlor Academiei. Am discutat cu executorul, acum ducem negocieri pentru a întocmi un act de concilieri cu petrocheri prin intermediul executorului, așa cum prevede legea, ca să nu fim blocați. La ultima instanță, cine a reprezentat? Ministerul. Ministerul, pentru că s-a insistat, juristul Ministerului, pentru că a insistat să obțină două procuri, de la Minister și de la Academie. Și s-a finisat totul în octombrie 2006. Ați dat procuri de la Academie. Eu am o întrebare primă și după asta de concretizare. Câte persoane de la dumneavoastră în Minister se ocupă, în mod direct de învățământ? O singură persoană. Asta vreau să audă toată lumea. Deci în Ministerul Culturii se ocupă o singură persoană. Eu înțeleg că... S-a redus de 38 de unități. Eu înțeleg că, deci, o singură persoană astăzi a încercat să facă recomandări în acest sens. Pentru că ceea ce a încercat o singură persoană să vedeți să ne spună nouă la ședința comisiei, eu nu prea am înțeles. Dacă se încercare, este rostul, care este sensul, care este viziunea Ministerului. Pentru că am înțeles că elaborați o strategie națională, dar întâi să luați niște blocuri. Așa e. Pentru că, dar n-ați spus argumentat absolut deloc. Deci cum voi să dați? Cum? Eu vă spun, pentru că am avut discuții. Cum argumentați lucrurile astea? Vă spun foarte, foarte, foarte clar. Deci, doamne Ghimbu, eu vă rog frumos, dumneavoastră dacă o să vorbiți, eu n-am să vă întrerup, haideți să ne respectăm în cazul. Deci, când am întrebat, și iată, alătăresc pe domnul deputat Ciobanu, corespunde, nu corespunde prevederilor dați universitare, acest lucru. Am făcut stupare că nici nu se știe despre ce se întreabă.